Elevii olimpici ieșeni și profesorii acestora au fost premiați în cadrul celei de-a noua ediții a Galei Excelenței în Educație. Ieșenii au avut ocazia de a participa la o manifestare ce promovează rezultatele remarcabile ale unor elevi și profesori din Iași. Această ediție a Galei a culminat cu decernarea premiului elevul anului respectiv a distinției Gheorghe Asachi pentru mentorul acestuia. Premiul a fost acordat elevului care s-a remarcat pe parcursul anilor școlari prin cel mai bogat palmares de premii și distincții obținute la nivel național și internațional. Mă simt minunat, am avut o experiență plăcută știind că mă aflu între aceștia și mi-am dat seama că munca va avea și rezultate frumoase ca acestea. Anul acesta am obținut medalii de aur la Balcaneada de Matematică pentru juniori și am obținut și premiul întâi la Olimpiada Națională de Matematică. Atmosfera de sărbătoare a fost susținută de momentele artistice realizate de elevii și profesorii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași. Gala Excelenței în Educație este un eveniment organizat anual din 2012 până în 2019 de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Reprezintă un moment de recunoaștere a meritelor școlii ieșene.